Permiteți-mi să spun și eu câteva cuvinte. La sărbătoarea celor 20 de ani a fanfarei Bisericii Betania, mă gândeam că 20 de ani Iacov a stat sub bagheta lui Laban. După 20 de ani, a ales să plece, să fie el dirijorul familiei lui, a destinelor familiilor lui. Și uitându-mă la această experiență, vreau să spun că după 20 de ani, și permiteți-mi expresia aceasta, dirijorul Iacov, are o întâlnire specială cu Dumnezeu. Ne vom ruga pentru frații dirijori, nu că n-au avut întâlniri speciale cu Dumnezeu, dar să mai aibă o întâlnire specială după 20 de ani. Nu vreau să sunteți de acord. Dumnezeu să-i bine Dacă dirijorii sunt spirituali, și fanfara, și corul, și grupurile, și copiii sunt spirituali. Dacă ei se roagă, și ceilalți se roagă. Dacă ei au o atitudine de echilibru spiritual, și ceilalți văd lucrul acesta. Și ei inspiră pe ceilalți. Și a trecut toată familia dincolo de părâul Iaboc și a rămas o noapte întreagă cu Dumnezeu. Și în prezența reprezentatului Dumnezeu are o singură dorință. Dumnezeu să-l binecuvinteze. Nu era binecuvântat? Avea robi, avea roabe, avea cirez de vite, toate umpleau terenurile acelea, dar avea o problemă, mai avea nevoie încă de o binecuvântare. Și încă o dată spun în această zi, Dumnezeu să binecuvinteze dirijorii fanfarei Bisericii Betania. Cu încă o binecuvântare. Dar când el este binecuvântat de Dumnezeu, nu rămâne doar la mulțumirea că pe el l-a binecuvântat Dumnezeu. Și ne spune că s-a dus mai departe, în capitolul 35 din Geneza, și spune celor pe care el îi dirigează, vreau să avem o întâlnire specială cu Domnul la Betel. Dacă eu am avut o experiență cu Dumnezeu, dacă eu am trăit o experiență cu Dumnezeu, dacă eu am avut această revelație extraordinară, și dacă Domnul m-a binecuvântat și mi-a schimbat numele și mi-a schimbat direcția spirituală a vieții și mi-a dat un nou impuls spre ceea ce trebuie să fiu și să fac, se uită la cei pe care îi dirigează și spune, scoateți toți Dumnezeii străini. Se aude frate Valer. Se aude frate Andrei se aude dirijorilor. Sunt atâtea tentații, sunt atâtea presiuni din toate părțile în dreptul celor care slujesc. Ne rugăm ca Dumnezeu să-i binecuvinteze și să fie oameni cu un echilibru spiritual după voia lui Dumnezeu. Vrem să fie performanță și ne place și ne bucurăm și a fost duminica trecută seara așa cum probabil știți, la o biserică din Oradea, și nu le-a spus asta, nu a spus asta Andrei. La un moment dat, fratele păstor a zis, mă, dirijorii ăștia, cu siguranță că au ceva școală mai specială de cântat. Și au oameni special. Și am zis, da. Și am, din ce am spus. Și m-am bucurat de aprecierea aceasta. Ne place să fie profesioniști și să laude pe Dumnezeu cât mai profesional dar vrem peste toate să fie Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Când cântă ei, se spunea să fugă duhurile. Când cântă ei, să se vii de ce bolnavi. Când cântă ei, să vină inspirație din cer peste cei care trebuie să transmită mesajul lui Dumnezeu. Când cântă ei, să vină Duhul Sfânt peste adunare. Și spune, amin, lucrează Dumnezeu. Dar pentru aceasta fiecare dintre cei care cântă care sunt dirijați fie la fanfară, fie la cor, fie la grupurile de, de copii sau la alte formații, trebuie să aibă ei întâlnire cu Dumnezeu reală. Și ne rugăm, Doamne, fă să avem revelații speciale. La Betel, acolo a venit prezența Domnului, acolo s-au întâlnit cu Domnul, au zidit un altar înaintea lui Dumnezeu și nu doar dirijorul a avut experiență cu Dumnezeu și cel pe care el îi dirija, toată familia a văzut slava lui Dumnezeu și s-a întâlnit cu Domnul la Betel. Să fie aceasta și la Betania. Lăudat să fie Domnul. La 20 de ani, o nouă revelație cu Dumnezeu, o nouă întâlnire cu Dumnezeu. Atât a dirijorului, cât și a celor care sunt dirijați. La 20 de ani, ascultați-mă bine, vi se schimbă valoarea. Aveți o altă valoare. Levitic, capitolul 27, reține lucrul acesta și vă citesc mai întâi versetul 5, și apoi versetul 3. Levitic, 27, mai întâi versetul 5, și apoi versetul 3. De la 5 până la 20 de ani, prețuirea să fie de 20 de sicri. Până acum ați avut o prețuire, o valoare. Și ne întoarcem la versetul 3 care spune Iar prețuirea pe care o vei face de la 20 de ani să fie de 50 de sicle. De astăzi aveți o altă valoare. Și încă o dată spun, aveți o altă valoare în ceea ce privește experiența. Spunea fratele Simi, unde Simi? Posibilitățile, trăim într-o altă vreme, cu alte posibilități dar am vrea să fie o altă valoare și duhovnicească. Și să spunem Dumnezeu să lucreze. Aveți o altă valoare. De la 20 la 50. Gândiți-vă că atunci când ai o altă valoare și sunt și așteptările mult mai mari. Când ești mai valoros sau ești prețuit mai mult și așteptările sunt altele și din partea celor care își slujești și din partea lui Dumnezeu care va bine binecuvântat. Aveți o altă valoare. Creșteți de la valoarea de 20 la valoarea de 50 după valoarea scrisă aici în Scriptură. De la 20 de ani se schimbă valoare. Și mai spun un lucru. Doar de astăzi sunteți buni cu adevărat pentru luptă. Levitic, capitol, numer, capitolul 1, versetul 3 spune De la vârsta de 20 de ani în sus, pe toți cei din Israel care sunt în stare să poarte armele. Până astăzi ați purtat doar instrumente. De asta trebuie să purtați și arme. Dumnezeu să vă binecuvintez. Să știți, noi nu suntem doar niște cântăreți. Noi suntem doar, noi suntem niște luptători. Și nu orice luptători. Niște luptători special în, în, în Oastea Domnului Isus Hristos. Și pentru că suntem în data de 14, și este sărbătoare de 20 de ani, cred că de aceea a ales și fratele Caleb, dar n-am mai spus-o, versetul acela din 2 Cronici, care este a 14-a carte a Bibliei, de la versetul 20. Vreau să vă spun că modul vostru de luptă trebuie să fie în felul următor. Și recitesc ceea ce a citit fratele Caleb, versetul 21. În primul rând, în învoire cu poporul. Nu este o instituție de sine stătătoare, nu este o fanfară ca și orice fanfară, este fanfara Bisericii Betania. Și fanfara Bisericii Betania, ea luptă în învoire cu poporul. Ea este în sincronizare cu gândirea bisericii, cu trendul bisericii, cu orientarea bisericii, cu spiritualitatea bisericii. Și să spunem, amin, lucrează Dumnezeu. Ea face lucrarea bisericii împreună cu biserica. Și spunea fratele, la un moment dat fratele Paul, la nenumărate înmormântări. Ne bucurăm pentru slujirea lor, fac niște eforturi extraordinare ca să poată să fugă de la lucru, să fugă de la școală, să fie la dispoziția lucrării. Și spunem, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Nu uitați! De astăzi sunteți luptători. După 20 de ani. Nu doar cântăreți. De astăzi sunteți rolați în armată. Să nu vă imaginați că acolo unde spunea fratele Caleb că au căzut zidurile aducând aminte de momentul acela al ieriorului. Să nu vă imaginați că acolo au dus niște copii să cânt. Nu vă imaginați asta. Vă văd oameni care erau și luptători la același timp. După 20 de ani ați devenit luptători. Și lupta voastră și modul vostru de luptă este în sincronizare cu orientarea spirituală a poporului, în învoire cu poporul. Și să spune, Doamne ajută-i și Doamne întărește. Apoi, lupta voastră, am vrut și vreau să spun al doilea rând, este înaintea oștiri. Înaintea oștiri. Să știți că sunteți în față. În față. Dacă oștirea este puțin mai în spate și cântăreții, fanfariștii sunt mai în față sau cântăreții. Oameni buni, cu cine dă dușmanul pie primat? Cu cine? Cu voi. Cu voi. Înaintea oștirii. Ei trebuie să meargă înaintea oștirii. Ei sunt înainte. Vă puteți imagina cât de sunt cât de mult trebuie să ne rugăm pentru ei, ca Dumnezeu să-i ca Dumnezeu să ne dea putere. Noi cântăm cântări, noi cântăm cântări, că așa începem noi slujba cu cântare. De ce cântăm? De ce cântăm? Să vină Duhul Sfânt. Să fugă Duhurile, se spunea. Să vină prezența lui Dumnezeu, ca să ne putem ruga și să putem sluji oameni buni. Pentru că slujirea lor este înaintea oștirii. Vă dați seama care e logica pentru care, încep slujbele mai întâi cu cântare? De ce? Păi să mai umplem timpul, nu? până predică fratele Bujor, că nu își mai fac ei schițele. Nu! Ei sunt aici, niște luptători și stau în fața oștirii și stau în fața noastră și slujba lor este înainte mergători și ne rugăm Dumnezeu să-i întărească. Să ne rugăm mult mai mult pentru ei Domnul să le dea inspirație Cântările care le aleg să fie după voia lui Dumnezeu Mesajele care se transmit să fie inspirate de Dumnezeu Și misiunea lor înaintea oștirii Înaintea celorlalți luptători Să fie una reală Una care să aibă impact Și spunem Doamne dă biruință Lăudați să fie Domnul Să de luptători În învoire cu poporul Înaintea o știre, și cu un singur mesaj, lăudând întotdeauna pe Domnul. Lăudând întotdeauna pe Domnul. Cântarea mea, spuneau, o cântare veche este doar pentru sau despre Isus. Sunt multe fanfare în lumea aceasta, sunt mulți cântăreți în lumea aceasta, sunt multe coruri în lumea aceasta. Unii cântă spre gloria oamenilor, alții spre gloria partidelor. Acum vor cânta și arul asta, vor fi multe cântări, mai ales după alegeri. Veți vedea cât vor cânta și vor slăvi și vor chiui și vor bea și vor avea promisiuni. Și cu promisiunile vor rămâne. Luptători, după 20 de ani, să lăudați întotdeauna pe Domnul. Asta e misiunea noastră. Asta e misiunea voastră. Asta e misiunea bisericii să lăudăm întotdeauna pe Domnul. Voi o faceți profesionist, o faceți într-un mod foarte disciplinat, o faceți într-un mod foarte armonizat și o faceți într-un mod în care cred că și cerul se bucură. Și să vă spunem din toată inima, Dumnezeu să vă binecuvintez. Când veți avea 40 de ani, să ne mai chemați să mai predicăm. Să ne pregătești, Pavel. Să ne pregătim. Și noi să ne mai rugăm. Și noi să fim împreună. Și Domnul să intre. Și dacă vine Domnul până atunci, cu siguranță slujba mea se va încheia. Nu vom mai avea nici ședințe la comunitate, nu vom mai avea nici probleme, nici alergări, nici împăciuie. Slujba mea se încheie. Și vom, mă voi muta între voi. Nu știu ce instrument îmi va da Domnul. Dar cu siguranță voi cânta împreună cu voi. Și voi cânta împreună cu Sfinții. Și vom cânta împreună cu cei care cântă cântarea Mielului și a lui Moise, se spunea. Și pentru aceasta spunem, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Să aveți descoperiri dumnezeiești și întâlniri speciale cu Domnul după 20 de ani. Atât dirijorii, cât și fanfariștii. Nu uitați să aveți o altă valoare. De la 20 sunteți valorificați, prețuiți de Dumnezeu la 50. De astăzi sunteți cu adevărat luptători. Luptați în învoire cu poporul. Luptați în fruntea oștirii. Și lăudați-l întotdeauna pe Domnul. Și noi să spunem din toată inima, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Și Dumnezeu să-i întărească. Domnul să binecuvinteze și corul bisericii. L-o să vedeți și corul de copii, și corul bărbătesc, și toate formațiile bisericii, și pe cei care cântă în grupuri și laudă numele Domnului. Și fie cântarea Domnului în biserica noastră, întotdeauna cântare de laudă, care să fie însoțită de Duhul și de prezența lui Dumnezeu.